Municipalitatea are în derulare 4 proiecte prin programul operațional regional. Unele dintre ele trebuiau terminate anul trecut, altele în cursul acestui an, însă la mai multe termenul de finalizare a fost prelungit. Singura excepție o face proiectul parcărilor, care are ca dată limită de încheiere a lucrărilor luna martie 2013, însă se pare că va fi gata mai repede. Cu toate că în proiect este prevăzut faptul că accesul în parcare este gratis, acest lucru va fi mai mult sau mai puțin valabil. Proiectul de parcaje, care el are termen de finalizare data de 18 martie 2013, eu zic că sunt condiții să finalizăm acest proiect în acest an, așa am stabilit și cu constructorul, și o problemă la care lucrăm la ora actuală este de a găsi, mă rog, soluții cele mai optime de a gestiona aceste parcaje, un regulament de administrare acestor parcaje. Vreau să vă spun că din start, prin proiect, intrarea în parcaje este gratuită. Deci intrarea în parcaje este gratuită. De ce? Să nu spună lumea că, domne, trebuie să plătim bani și nu mergem în parcaje când nu avem bani. În același timp, trebuie să găsim o modalitate de a asigura o fluidizare acolo, mă rog, a circulației în aceste parcări, în ideea că oamenii vin, stau două, trei ori, au treabă și își iau mașina de acolo, nu rămâne peste noapte. Sau nu vin vecinii din jurul blocurilor și își lasă ani de zile mașini în parcajele subterane. Printre investițiile la care a fost prelungită data de finalizare, se numără și reparatul străzilor. După cum se știe, s-a întârziat la licitație cu 7 luni de zile, ca atare proiectul este prelungit până în februarie 2013. Sigur, sunt perioade de iarnă și această iarnă și iarna viitoare, noi sperăm să ne închidem, să terminăm lucrările din acest proiect de reparatul străzilor, care a demarat, zic eu, destul de bine, chiar că a întârziat toamna trecută. Și la proiectul de modernizare a iluminatului public, data de încheiere a fronturilor de lucru a fost modificată. L-am prelungit până în aprilie, știut fiind faptul că și la iluminatul public au fost 2 luni pierdute din cauza contestațiilor. Firma care are proiectul, respectiv firma Loyal, s-a angajat că până la data de 31 martie termină definitiv proiectul. De asemenea, construcția Centrului Tradițiilor Populare este fixată a fi finalizată până pe 31 decembrie în acest an. De pe data de 10 ianuarie, municipalitatea va relua comandamentele săptămânale cu constructorii pentru a supraveghea activitatea acestora.